Precum se vede, studenții noștri în fiecare an sunt foarte harnici și rămân la ateliere și lucrează. Ei au dat dovadă de seriozitate, chiar dacă au avut și spectacole. De exemplu, în 14 iunie, studenții din Sibiu au jucat spectacolul Antisocial. La ora 16 au avut spectacol, de dimineață au avut atelier, iar seara au jucat Faust. Cam greu să găsești studenți care să facă asemenea eforturi, chiar și actorilor la un moment dat le este greu. Tocmai de aceea, domnul Chiriac, și pe această cale, încă o dată trebuie să-i mulțumim că oferă studenților și ne oferă tuturor această mare bucurie de a putea lucra cu oameni mari, cu personalități. Despre producțiile Universității Lucian Blaga, Departamentul de Artă Teatrală, prezentate acum în festival și poate puțin și despre reacțiile pe care le-ați primit din partea publicului, care înțeleg că aici este preponderent format din acest mediu academic prezent la Sibiu. Pot vorbi, bineînțeles, și în calitate de manager al majoritatea producțiilor studențești. Noi facem fiecare an cel puțin 4-5 producții. Anul acesta am terminat un spectacol cu un tânăr regizor, Bogdan Georgescu, Antisocial, la care publicul a avut niște reacții extraordinare. O poveste a tinerilor din ziua de astăzi, ce înseamnă spațiul de pe internet, Facebook-ul. Studenții noștri chiar au scris textul împreună cu dramaturgul și regizorul Bogdan Georgescu. Spectacolul poartă semnătura totală și ne gândim să facem o platformă în care să dăm posibilitatea dialogului și celorlalți studenți, elevi din alte centre universitare, ne propunem, sau licee, ne propunem să plecăm în țară cu acest spectacol într-un tur. Vrem să oferim acest dialog și altor liceeni. O să mai auziți despre asta, o să fie ceva la nivel național, cel puțin 20 de orașe vor participa și în care noi vom juca acest spectacol. Bineînțeles că pe lângă spectacolul Antisocial, care a fost făcut în Teatrul Național Radu Stanca, el a fost produs de către Teatrul Național Radu Stanca, în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga. Noi anul acesta am mai scos și alte spectacole. Studenții noștri joacă anul acesta spectacolul Jubileu, în regia celor doi deja celebri profesori, Cătălin și Veronica Pătru. Doi tineri foarte promițători, sunt la 7-a producție la noi, cu studenții anului 3 și 1 mai. Au început cu un spectacol Coro Negro, spectacol care a participat la Poznan în Polonia anul acesta. A avut un succes extraordinar în rândul liceenilor și universităților de acolo. Pe urmă, ei au făcut spectacolul Jubileul, un spectacol în care regăsim pe majoritatea studenților din anul 3, dar un spectacol care a plecat de la examenul de anul 2, actorie, anul trecut. Vorbim de acele două producții, Să nu mă părăsești și Katie și Popotanu, care s-au realizat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Și mulțumim în acest sens lui Radu Nica, pentru că a stat pe toată perioada repetițiilor alături de noi, s-a concentrat pe tot ceea ce înseamnă regie, actorie. A fost realmente un coordonator extraordinar și pe actorie și pe regie. A încercat să le însufle studenților modalitatea lui de lucru, dar în același timp să-i lase liberi. Și mi-a plăcut foarte mult acest lucru, pentru că Radu Nica, știm și noi, este unul din marile nume. În ultima perioadă, nu numai că e înscris la premii, dar este un tânăr promițător în regie, cel puțin schimbă puțin macazul. Și bineînțeles, sunt multe spectacole pe care noi le-am făcut. Examenul de licență care s-a terminat în iunie, de fapt, el este un spectacol proaspăt, terminat înainte de festival, spectacolul de licență al anului 3 actorie, Almost May. Acestea sunt spectacolele cu care Departamentul de Artă Teatrală din Universitatea Lucian Blaga a venit în ediția a 22-a a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, în fața publicului românesc și internațional, în secțiunea școlilor și academiilor de teatru. Cu aceeași tonică și exemplar ambiție, Universitatea Lucian Blaga și-a propus și alte nivele ale participării la festival. Din nou, ca fiecare an, la Bursa de Spectacole, Sibiu Performing Arts Market. Departamentul are și anul acesta un stand cu toate producțiile studențești, care sunt peste 30 la număr, pe care le jucăm și cu care participăm la festivalul. Înainte de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu am fost plecați tot în luna iunie la Poznan, în luna aprilie am fost la Chișinău, în luna martie am fost plecați în Moscova, anul trecut, în iarnă, am fost în Shanghai.
Ne pregătim de America și de Beijing, pentru că, practic, am bătut palma și am semnat parteneriatul de plecare cu universitățile respective, da. Cu Moscow State University, de exemplu, am semnat parteneriatul pe tot ceea ce înseamnă schimb de profesori și de studenți. În fiecare an semnăm parteneriate noi. Ne interesează în continuare platforma doctorală, de care toată lumea știe și este al treilea an în care va avea loc acea conferință a platformei doctorale. Și bineînțeles că la acea conferință vom invita toți profesorii care sunt prezenți la festival împreună cu studenți, nu doar pentru a vedea o conferință, ci pentru a vedea ceea ce se prezintă în această platformă, marile creații ale studenților, cele mai importante creații care ies de pe băncile școlilor din întreaga lume. Câți studenți are acum facultatea? Deci studenți plus masteranți. În general, la actorie, în fiecare an sunt 12 studenți. La master, 10 studenți pe an. Făcut un calcul așa rapid, vorbim de 100 și ceva de studenți de la secțiile actorie, teatrologie, management cultural, și vorbim de studenți de la master, arta interpretării caracterelor dramatice, și masterul de management cultural are un titlu foarte lung, dar este foarte important, teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale. Bineînțeles, coordonată de profesorul nostru iubit, Cristian Radu.